Constantin Crețan susține că se apropie sfârșitul complexului energetic Oltenia, care funcționează pe datorie. Deși în campania electorală politicienii se băteau cu pumnii în piept că salvează compania, acum nimeni nu mai vorbește despre salvarea colosului energetic. Pentru că este un program de restructurare destul de clar. Închiderea grupurilor energetice, intrarea lor în conservare, închiderea carierilor, deja complexul energetic Oltenia este într-o moarte clinică, stabilită prin acest program diabolic de restructurare, care l-a semnat și sunt culpabili, v-a spus, fosta conducerea complexului energetic Oltenia, ministrul Virgil Popescu, Burduja și clasa politică care a fost la putere. Va fi ținut, nu știu, în viață acest complex energetic Oltenia doar anul acesta, cât până se încheie toate alegerile din acest an? Da, va fi tot așa. Gândiți-vă că complexul energetic Oltenia normal este, în momentul de față, este într-o stare de falimă și nu produce cât consumă. Se merge tot pe banii pe care i-a luat pe împrumuturi și banii de la stat și își plătesc salarii în continuare fără să facă o restructurare adecvată, programul personalul TESA este foarte numeros, neproductiv și sunt o serie de probleme pe care depășește conducerea actuală a complexului energetic Oltenia. Constantin Crețan trage un semnal de alarmă și susține că cei 1800 de mineri și energeticieni care au contracte pe perioadă determinată vor rămâne fără locuri de muncă. Păi la ce v-a așteptat oamenii politici pe companie când toți oamenii politici au fost de acord cu programul de restructurare și închiderea complexului energetic Oltenia, indiferent de partid. Eu v-am mai spus-o dumneavoastră, 1800 de oameni, ori 3 membri de familie, tot spectrul politic au alergat să obțină aceste voturi. Cu promisiuni de șarte că vezi, Doamne, că o să se rezolve, deci nu o să se rezolve. Acești oameni rămân toți ieri, o să le mai prelungească eventual 6 luni și după aceea își încheie relațiile de muncă și rămân fără servici. Sindicaliștii susțin că CEO Oltenia va ajunge în stare de insolvență sau chiar faliment în anul 2025, după finalizarea tuturor alegerilor din acest an.